Știrile Alfa Omega TV te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Săptămâna aceasta discutăm despre oameni care ne pot fi model, precum un polițist care face acte caritabile sau un pastor care a tradus o variantă modernă a Noului Testament, dar și despre importanța rețelei de rugăciune, parte a lucrării Alfa Omega. Sunt Adina Muntean și vă aștept vineri de la ora 19:30 la Știrile Alfa Omega TV.